Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Credința are o asemenea putere încât face ca invizibilul să devină vizibil și viitorul să devină prezent. În vreme ce speranța înseamnă anticiparea încrezătoare a viitorului văzut ca viitor, credința apropie acel viitor, transformându-l într-o experiență a prezentului, spunea Arthur Peake. Relația cu Dumnezeu nu se poate desfășura exclusiv în registrul rațiunii și a emoțiilor. Nici voința nu e suficientă până la urmă, oricât de bine ar fi calibrată. Ceva superior și inefabil ni se cere, ceva care să țintească spre Dumnezeu, dar care să țâșnească din inimile noastre. Ei bine, această capacitate o numim credință. Doar ea face viitorul să fie prezent și e diferită de orice alt simțământ omenesc. În fond, e mai mult decât un simțământ, e un principiu, un mod de viață, un fapt care definește întreaga noastră existență. Prin ea și cu ajutorul ei, putem să îl credem pe Dumnezeu, să-l înțelegem și tot ea ne strămută din lumea aceasta în împărăția sa veșnică. Deopotrivă act și proces, obiectiv și mediu, credința ne este dată precum un tezaur de mare preț. Să o veghem așa cum se cuvine, pentru că doar așa vom putea întreține în inimile noastre alte două mari virtuți, dragostea și speranța.